O poveste de iubire încheiată anul trecut a căpătat iz penal. O femeie din Timișoara a fost hărțuită de fostul iubit, un cetățean austriac cu afaceri în agricultură. Gelos, individul ar fi amenințat-o și ar fi pus niște detectivi pe urmele tinerei. Procurorii de ICOT i-au dus la audier pe fostul iubit și pe cei angajați de el. Toți sunt acum cercetați penal. Cei doi au trăit timp de 4 ani o poveste de iubire care părea să meargă bine. El, cetățean austriac, s-a mutat în România în urmă cu 10 ani. Femeia are 30 de ani, iar el 44. În timpul relației, tânăra a început să lucreze la firma bărbatului. În decembrie anul trecut însă ea a decis să pună punct relației. Spune că acela a fost momentul în care viața ei s-a transformat într-un coșmar. Tot timpul era agresiv și verbal și fizic. Ultima oară m-a lovit cu ușa de la birou, o ușă mare de fier, pentru care am ajuns la urgențe. Apoi, femeia a început să aibă tot mai des senzația că este urmărită. O cameră de supraveghere montată de ea în bucătărie îl surprinde pe fostul iubit, traversând în grabă holul apartamentului ei când ea nu era acasă. A stat pe urmele mele seara, în spatele blocului, în zonă unde eu locuiesc, urmărind geamurile de la intrare, urmărind casa scării. Pe mașina care o foloseam la servici a fost montat un aparat GPS și un microfon de ascultare ambientală. Femeia a decis că este momentul să angajeze și ea un detectiv particular. Probele strânse de acesta au năucit-o. Era urmărită de 2 bărbați care îi monitorizau fiecare pas. Iar în fața blocului ei era parcat un autoturism în care erau montate camere de supraveghere. În fața și în spatele blocului aveau în permanență mașini, detectivi, ba unul, ba altul și alte persoane neautorizate care făceau meseria asta. Dacă mergea la magazin, după ea la magazin, dacă mergea la lucru, după ea la lucru și înapoi. În județul Arad, la Chesint, cetățeanul austriac este cunoscut ca cel mai mare arendaș din zonă. Cei care îl știu îl descriu ca un om de afaceri serios, implicat în viața comunității. Procurorii de ICOT au percheziționat mai multe adrese din Timișoara și Arad. La audiere au fost aduse 3 persoane, cetățeanul austriac și detectivii angajați de el. Cei 3 bărbați ar fi constituit un grup infracțional organizat. Polițiștii au ridicat în vederea confiscării mai multe laptopuri, telefoane mobile, reportofoane și un GPS. Cei 3 sunt anchetați în libertate pentru hărțuire și violarea vieții private. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.